Bună! Bine ați venit pe canalul lui Ilie. Astăzi vom face un aperitiv cu creveți. Este un aperitiv simplu și rapid, fără ingrediente sofisticate, dar cu gust divin. Avem nevoie de creveți, sare, piper, avem nevoie de un vin, dacă aveți alb este și mai bine, eu nu m-am mâncat decât roze, niște cuburi de unt tăiate bucățele, 2 căței de usturoi răzăliți, pătrunjel, busuioc, un ardei capia mărunțit și aici am 2 felii de pâine micuțe. Dacă aveți baghetă este și mai bine. Pentru început vom amesteca o bucățică de unt cu ardeiul, pătrunjel uscat, tocat și puțină sare. Îl vom amesteca bine și vom unge feliile de pâine și le vom pune la cuptor. După ce le-am amestecat bine, le vom pune pe feliile de pâine. Am încălzit cuptorul. Le-am uns bine, acum le vom pune în tavă și le vom da la cuptor 10 minute sau până se rumenesc. Următorul pas este să spălăm creveții de 2-3 ori, să fie foarte bine spălați. I-am luat decortificați, scuze, așa. După ce am spălat bine, vom pune într-un vas rezistent, termorezistent. După ce am pus în vas, deasupra vom pune cubulețele de unt. Nu mai știu dacă am specificat la început, este nevoie de 50 de grame de unt. Vom pune usturoiul, tot deasupra. După ce am pus usturoiul, am adăugat busuioc uscat. Vom pune piper, sare. Și vom pune foarte puțin vin. Nu prea mult. Și vom da la cuptor în jur de 6-7 minute. Când creveții sunt făcuți, trebuie să aibă o formă de litera C. Dacă sunt mai încovrigați, înseamnă că au fost gătiți prea mult și o să fie foarte tari. Și trebuie să fie ca și litera C. Între timp, pâinea prăjită este gata. Am pus creveții la cuptor și vor lăsa 6-7 minute. Creveții noștri s-au terminat. I-am stropit cu puțină zeamă de lămâie și acum îi vom mânca. Dacă doriți, puteți pune și puțin sos din ce a rămas pe lângă ei. Vă mulțumesc de vizionare și vă doresc poftă bună!